Cu părere de rău, trebuie să spun și de desubturile dureroase care se simt aici, în depărtare de casă, faptul că oamenii noștri, creștinii din Republica Moldova, trăiesc, e adevărat, timpuri foarte grele. Au dureri mari. Sărbătoarea Paștelui este un moment unde le dau greutăți de 2-3 ori mai mari, pentru că unii dintre ei nu pot să fie prezenți în seara de Paști din cauza serviciilor, din cauza patronilor capricioși, din cauza oamenilor care nu sunt crescuți în Duhul Ortodox, în această frumoasă tradiție. Sărbătoarea de naștere a Domnului, de asemenea, le toarnă mai multă greutate, pentru că nu pot să meargă să colinde, nu pot să meargă la oamenii dragi. Se întâmplă cu tot felul de greutăți. Eu, ca preot aici, în timp de 3 ani de zile, abia încerc să-i cunosc, să le cunosc greutățile, dar sincer să fiu, și pe pielea mea am simțit unele din ele. De aceea am zis, le propun la toți să fim cât mai grămăjoare, că în așa fel vom fi puternici și vom izbuti. Să menținem și să ne menținem puterile, să îndeplinim scopurile și gândurile care ne-am pus aici, că fiecare a venit pentru o cauză, pentru o lipsă care o are acasă, pentru o nevoie. Aș îndruma un copilaș, un nepoțel, poate să fie ajutat și cu acea școală, și cu acea educație în instituții mai prea înalte, așa, să zicem, să facem împreună și omenie, și religie, și putere, și bucurie înaintea lui Dumnezeu, și toate cele ce stă în putere unui om creat de Dumnezeu și cu credință în El. Aceasta, ce să zic, le doresc la toți cât mai repede să finalizeze acest scop, să se întoarcă cu toți acasă și într-o bună zi să ne întâlnim toți grămăjoară acolo în țărășoara noastră, să ne vestim că Hristos a înviat și ne-a dat această capacitate și putere de a merge frumos în viață. Hristos a înviat.